Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie Slava, Măreția, Puterea și Stăpânirea mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Epistola către Iuda, singurul capitol, versetul 25. Și voi prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile ei de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Iov, capitolul 11, versetele 7 și 8 Noi, propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 7. Și să pun în lumină, înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, Ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 3, versetele 9 și 10. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 5. Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi, pașnică, blândă ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Epistola lui Iacov, capitolul 3, versetul 17. Mă culc și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Iov, capitolul 7, versetul 4. Proorocia asupra Dumei! Mi se strigă din seir, străgerule, cât mai este din noapte? Străgerule, mai este mult din noapte? Străgerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați! Întoarceți-vă și veniți iarăși. Isaia, capitolul 21, versetele 11 și 12. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 37. Este ca lumina dimineții, când răsare soarele în dimineața, fără nori. Ca razele soarelui, după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. 2 Samuel, capitolul 23, versetul 4. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 2 și 3. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi, dacă m-ați va fi bucura că v-am zis, mă duc la tatăl, căci tatăl este mai mare decât mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 27 și 28. Așa să piară toți vrăjmașii tăi, Doamne, dar cei ce iubesc sunt ca soarele, când se arată în puterea lui. Țara a avut o dignă. 40 de ani. Judecători, capitolul 5, versetul 31 Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Întâia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 5 Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 25.